Doresc să mai spunem încă o dată, Hristos a înviat! Mulțumim Domnului de seara aceasta binecuvântată de a fi în casa Domnului și ar vrea, dacă e cineva în moarte spirituală, Domnul să mai lucreze în seara aceasta viață. Să lucreze în seara aceasta viață veșnică pentru sufletele noastre, mărit să fie numele Domnului. Ne apropiem în seara aceasta de cuvântul Domnului, un pasaj foarte cunoscut din Biblie și foarte cunoscut pe pielea noastră. Drumul Emausului îi drumul cunoscut de toți, că toți am avut momente ca și acestea. Când ni s-a părut că suntem praf, la pământ, când ți s-a părut că tot ce ai avut mai bun în viață s-a prăbușit, când ți s-a părut că tot idealul tău, toată viața ta binecuvântată, tot ce ai trăit 3 ani și jumătate, 30 de ani și jumătate, 50 de ani, într-o zi, printr-o veste, printr-un eveniment, totul s-a prăbușit. Vedem doi oameni în seara aceasta de care se apropie Domnul Iisus. Știți cum erau oamenii ăștia? De la distanță se vedea tristețea pe fața lor. Știți că ochii transmit foarte tare starea care o avem? Prin ochi se vede și bucuria, și necazul, să știți, pe mulți sau pe toți, dar nu reușesc să-i văd pe toți. Dar, dacă vă uitați unul la altul, stânga, dreapta, față, spate, o să vedeți că prin ochi se transmite starea fiecăruia din locul acesta. Tu poți să ai o haină bună, dar pusă pe o inimă întristată. Și vă spun ceva. Se vedea pe ei de la depărtare. Acum, pe mers, nu se prea vede dacă copiii când sunt fericiți sar într-un picior. Dar oamenii adulți, la oamenii adulți nu se vede fericirea pe mers, da? Dar se vede în ochi. Spune cuvântul Domnului în Marcu, în capitolul 10, când Domnul Iisus s-a apropiat de tânărul bogat, spune că l-a văzut și când o discuta cu el, zice că Domnul s-a uitat la el și l-a iubit. Dar cum s-a văzut că l-a iubit Domnul? Că nu i-a spus Domnul te iubesc. Dar pe ochii Domnului se vedea dragostea pentru tânărul acela. În seara asta ne uităm în pasajul acesta pentru că pasajul acesta e un pasaj prin care am trecut toți în viața noastră. Cel puțin odată. Dar știu și dacă aș pune întrebarea și ar trebui să ridicăm mâna sus, deși nu pun și n-ar vrea să ridice nimeni mâna sus, câți trec prin suferință, prin prăbușire, prin dărâmare sufletească, când li se pare că nu mai are rost ziua de astăzi și nu mai are rost ziua de mâine. Li se pare că de la un eveniment totu-i numai praf, totu-i numai ruină, totu-i numai amărăciune. De aceea mesajul în seara aceasta l-am intitulat Emaus, drumul ochilor triști. Spune cuvântul Domnului, versetul 17, el le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se, triști. În seara asta vreau să-ți spun ceva. Domnul s-a apropiat de doi oameni triști. De doi oameni care erau prăbușiți. De doi oameni care au făcut greșeli. Și o să vedem în seara asta și greșelile, dar o să vedem și lucrurile bune care le-au făcut. Că Domnul s-a apropiat de ei. Și eu da, m-am gândit săptămâna asta. Mă, totuși, de ce s-a apropiat Domnul de ei? De ce s-a apropiat Domnul de ei? Că doar mai avea alții de care să se apropie. Nu? Putea să se apropie de alții. Dar uite că Domnul îi alege în seara învierii să se apropie de aceștia doi. Curios, în seara asta o să vedem de ce Domnul se apropie. Pentru că ori făcut greșeli, ori slăbit în credință, ori luat-o pe un drum greșit și totuși Domnul se apropie de ei. Le schimbă direcția, îi transformă și face din ei niște oameni statornici. Vreau să-ți spun în seara asta încă de la început. Dacă simți că ești prăbușit, dacă simți că ai luat-o pe un drum greșit, dacă crezi în vremea aceasta că Dumnezeu nu mai are nimic de a face cu tine, că Dumnezeu pe tine nu te mai bagă în seamă, vreau să-ți spun că te înșeli. Dumnezeu e interesat de tine. Dumnezeu a fost interesat de ăștia doi. Cât ori fost de prăbușiți, cât ori fost de amărâți, cât ori fost de dați la o parte direcțiile lor. Știi ce a făcut? Domnul s-a apropiat de ei. Ori a avut lucruri rele în viață. Nu știu dacă e cineva care n-a făcut niciun rău în viață. Dacă n-ai fi făcut rău în viață, mai mult sau mai puțin, n-ar fi trebuit Domnul să vină, da?
Că puteam noi să fim oameni buni, cum zic unii, eu nu mă pocăiesc, de ce? Păi eu nu sunt așa rău, păi tocmai că nu ești așa rău, tot ai nevoie de iertare, tot ai nevoie de întâlnirea cu Dumnezeu. Știți ce lucruri rele au avut? Spune versetul 13 că s-au depărtat de Ierusalim, s-au depărtat de locul minunilor, de locul credinței. Zice că s-au depărtat, n-au mers, s-au depărtat. Câți n-au venit în casa lui Dumnezeu? Ani de zile, o perioadă mai lungă, mai scurtă. Dar din cauza că n-au mers lucrurile cum au vrut ei, s-au depărtat de locul bucuriei. S-au depărtat de locul unde s-au întâmplat minuni la un moment dat în viața lor. Zice cuvântul Domnului, prima greșeală, că s-au depărtat de Ierusalim. Păi n-ai cum când te îndepărtezi de Ierusalim să vezi bine. Ați văzut oameni care să meargă în lume, să-L părăsească pe Dumnezeu și să vadă bine. Ai văzut vreunul? Nu. Și ăla care-i mor de beat, ăla zice că el vede bine. Chiar dacă se clatină în mintea lui, el vede bine. Dar cei de pe margine văd că nu merge drept, nu merge corect. Spune versetul 16, că ochii lor erau împiedicați. Erau împiedicat să-L vadă. Știți ce greșeală ori mai avut? Ori fost triști în vreme de bucurie. Versetul 17. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea ce le schimbați pe drum? Erau triști în vreme de bucurie. Vă întreb, era vreme de bucurie? Era. De ce? Că Hristos a înviat, binecuvântat să fie numele Lui. Era o vreme de bucurie. Câți nu sunt în vreme de bucurie apăsați și întristați? Când le merge bine, când mașina e nouă, când frigiderul e plin, când banul e în buzunar. Și zic, bă, dar de ce ești trist? De zice maică-ta, soacră-ta, socră, mă, ce-i cu voi? Așa, uite ăștia doi. În vreme de bucurie, erau oameni triști. O altă greșeală, știți ce au mai făcut? Erau nepricepuți și zăbavnici. Știți ce înseamnă? Când te depărtezi de Ierusalim, oricât de bine te-ai pricepe în lumea aceasta, fără Dumnezeu ești nepriceput și zăbavnic, știi ce înseamnă? Om care zăbovește, om care întârzie. Ați văzut oameni care întârzie? Uitați-vă duminică dimineața. Dom'le, nu se scoală la 6, nu, dar el întârzie. Nu, ea întârzie. Vine, n-are niciun program duminică. Și Domnul vine și spune, sunteți nepricepuți și întârziați cu inima când să simțiți lucrarea lui Dumnezeu, când să simțiți binecuvântarea lui Dumnezeu, spune în versetul 25. Aș vrea să ne uităm în pasajul acesta, într-un tablou atât de trist, oare putem găsi ceva bun? Știți că orice om, cât îi de rău, are și ceva bun, are o parte bună. Chiar dacă e mică, chiar dacă e firavă, Dumnezeu vede ceva bun în fiecare om. Pentru că Isaia a venit și a spus de Domnul Iisus, a zis, mucul care încă mai arde, tu nu-l stingi. Și trestia frântă, nu o rupi. De ce? Pentru că Dumnezeu când vede ceva bun, o dorință de întoarcere, o părere de rău, știi ce face Dumnezeu? Intervine. Și în seara asta ar vrea Domnul să intervină în viața ta, să înțelegi cât ești de stins, cât ești de firav. Dumnezeu e interesat de tine, binecuvântat să fie numele Domnului. Ne uităm în pasajul acesta, în seara aceasta, și aș vrea să vedem câteva lucruri bune care le-au avut oamenii aceștia în viața lor. Primul lucru care l-au avut bun în viața lor este că nu s-au izolat. Nu s-au izolat. Și au început să meargă doi împreună. N-au zis, eu nu mai ies din casă. Eu sunt atât de năcăjit, nu mai vreau să văd nici soarele. Vă aduceți aminte în perioada de pandemie, când eram îndemnați de la biserică, să ieșim afară, domne, în curte, ieși afară să vezi lumina zilei. Era o perioadă în care omul s-a izolat. După ce că ne-a izolat statul, ne-a mai izolat și singuri. După ce că ei ne-au închis în casă, noi am dat drumul și la jaluzele. Nu cumva să intre soarele. Vă aduceți aminte că ne spunea fratele păstor, mă, ieșiți, domne, ieșiți un pic, trageți aer. Nu, uitați, oamenii ăștia, știți ce se întâmplă în viața lor? Nu s-au izolat, deși ori fost triști, deși ori fost prăbușiți. Știți că diavolul vrea în tristețe să ne izoleze? Omul în izolare e victimă sigură. Când nu mai vrei să vorbești cu nimeni, când nu mai vrei să stea cineva lângă tine, când nu mai, de câte ori n-ai zis, nu vreau să mă întrebe nimeni nimic. Vreau să vin la adunare, să fiu cu amărăciunea mea, să fiu cu durerea mea, nu vreau să mă întrebe nimeni absolut nimic. În groapă crezi că tu ești trist și falimentar din cauza altuia. Știi ce au zis
oamenii aceștia pe drumul Emausului. O zi noi credeam de el că ne va elibera. Într-adevăr, i-o elibera, dar nu cum au vrut ei. Nu de ce au vrut ei. Toată vina lor, toată vina în tristețea lor, știți cine o avea în mentalitatea lor? Știți cine? Domnul! Că Domnul l-a făcut! Care-s persoanele alea, dar nu ridica mâna sus, care în seara asta au gândul acesta, dacă ar fi intervenit Domnul atunci, dacă ar fi făcut Domnul o minune, dacă ar fi făcut, da, Domnul are planul, dar nu cum îl vedem noi. Pentru că ochii noștri de multe ori sunt întunecați. Domnul a venit să ne elibereze, nu de datoria la bancă, nu a venit să ne elibereze, să ne dea pâine din belșug, așa să nu mai purtăm grijă la pâine, ci Domnul a venit să ne ridice povara sufletului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Știți că sunt unii care se hrănesc în fiecare zi cu propria tristețe și au un obicei de a povesti numai negativ. Uitați-vă și la oamenii aceștia. Deși ori fost oamenii care nu s-au izolat, ce ori avut rău că ei, la orice poveste, ei povesteau tot de durerea lor. Mă, cum mai ești? Cunosc pe cineva, dar nu vă zic de unde, poate îl cunoașteți. Dom'le, când mă întâlnesc cu el, are un obicei ciudat. Îl întreb, ce faci? Are un obicei să sufle pe mine și face așa. Nu mă probleme. Dar de fiecare dată zici că e cu ventilatorul, nu mă suflă. Când îl știu, mă și trag mai în spate când mă întâlnesc cu el. Așa, numai năcazuri, dar ce-i baiul? Numai Dumnezeu mă știe. Dar nu zice niciodată ce-i problema. Nu cere ajutor. El s-a obișnuit să se hrănească din propria durere. Din propria durere. Păi noi am crezut, noi am fost, noi am făcut multe. Dar acum e vremea în care ne hrănim din propria durere. De câte ori n-ai venit la casa lui Dumnezeu și nu te-ai putut bucura de cântarea de laudă? Din ce cauză? Că tu te hrăneai cu lingurița durerii și spuneai, durerea mea nu vreau să o dau la nimeni, nu vreau să vorbești cu nimeni, n-ai cerut ajutor la nimeni. De câți oameni în vremea aceasta nu sunt, știți cum e durerea? E exact ca și praful. Știți, praful e peste tot, dar nu intră în casă sau în mașină numai dacă deschizi geamul. Cât deschizi geamul, atâta intră. Nu? Dar de ce la mașină când intră praful ai butonul ăla de aer pe interior? Că nu vrei să intre praful sau gazele lui ăla din față care și-a dat catalizatorul jos, nu? Și scoate gaze. Nu? De ce? Nu vrei să le ai în mașină și apeși butonul să nu intre gazul, să nu intre praful. Întrebarea îi, pentru suflet, de ce nu închizi ușa durerii și să iei hotărârea să te întorci cu toată inima la Dumnezeu? De ce nu te hotărăști să-i spui Domnului toată povara și să o lași în seara asta la picioarele Domnului? Îți mai vrei durerea în continuare? Îți place să te hrănești din amărăciune? Știți care e problema? Știți când te hrănești din durere? Când ți se pare că Dumnezeu a greșit. Când ți se pare că Dumnezeu, și nu că ți se pare, în inima ta, diavolul vine și îți spune, Dumnezeu a greșit cu privire la tine. De ce te-a lăsat să ajungi așa? De ce? Dumnezeu nu greșește niciodată. Și mai spun încă o dată, Dumnezeu nu greșește niciodată. Binecuvântat să fie numele Domnului. Indiferent prin ce situații trecem, Dumnezeu nu greșește. Joi am mers la o înmormântare în Joia Mare, la o soră de 38 de ani, aici lângă Timișoara. 6 copii în familie, bolnavă de cancer. Soțul ei vine și acum numai, e după înmormântare, frecventează și biserica noastră. Una din fete, cea mai mare, restul mai micuți, o cântat în corul de tineri. Sora, 38 de ani, 6 luni, aproximativ de cancer. Și joi, în Joia Mare, pentru ei a fost durere, a fost amărăciune. Dar le-am spus și lor și vă spun și în seara asta, indiferent de situațiile prin care trecem, Dumnezeu nu greșește. Dumnezeu are un plan de binecuvântare. Dincolo de durerea noastră, Dumnezeu are ceva de vorbit. Mai departe, dincolo de durere. E vremea când Dumnezeu te va ridica, exact cum l-a ridicat pe Iov, din durere, din amărăciune. L-a ridicat și știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că l-a adus în starea dintâi, dar mult mai binecuvântată. Perioada de neliniște, perioada de nesiguranță în viață, e examenul nostru înaintea lui Dumnezeu. Știți că perioada în care ne simțim singuri e un test care îl dăm înaintea lui Dumnezeu? Noi am vrea totdeauna Domnul să fie așa, cum se zicea săptămânile trecute, noi să fim de gât cu Domnul, nu?
Noi am vrea El să fie ca un tată, numai să ne ducă de mâini. Sau noi să-L tragem ca și copiii prin magazin pe la raionul ăsta, pe la raionul ăsta, la... și Domnul să accepte tot ce punem noi în coș. Dar știți ce face Domnul? Își rezervă dreptul să ne testeze. Își rezervă Domnul dreptul, i-o testat și pe cei doi pe drumul Emausului, i-o testat pe toți ucenicii, ne testează și pe noi în vremea aceasta. Vine vremea când vei fi și vom fi testați de Dumnezeu. Știi cum ne testează Dumnezeu? Stă lângă noi, dar nu zice nimic. Știți că testul acesta e testul în care ți se pare că ești singur? E testul în care ți se pare că ești singur. Dar în vremea aceea Dumnezeu îți testează inima ca să se vadă ce e în inima noastră. Știți ce spune cuvântul Domnului? 2 Cronici, te rog, afișează, 2 Cronici 32 cu 31. Biblia vorbește de Ezechia, că Dumnezeu, după ce l-a vindecat, Dumnezeu a făcut ce m-a vrut să-l testeze pe Ezechia. Și spune cuvântul Domnului așa, zice, Dumnezeu l-a părăsit, adică o tăcut, o stat acolo, dar n-a zis nimic, să vadă ce face Ezechia, ca să-l încerce, ca să cunoască tot ce era în inima lui. Știți că la vremea de încercare se vede ce e în inima noastră? La vremea de încercare se vede, aceea toți suntem cu cântări, cu mâinile pe sus, cu rugăciune. Dar știți ce e problema? Vremea testului. Vremea testului când ești singur, când e Luca și cu Cleopa. Acolo se vede, ăștia au zis, tot ce ni s-a întâmplat, s-a întâmplat din cauza lui Iisus. Că a fost dat în mâinile preoților, că noi am crezut că ne salvează, dar se pare că totul s-a întors pe dos. La Dumnezeu nimic nu se întoarce pe dos. Tot ce plănuiește Dumnezeu duce la bun sfârșit. Binecuvântat să fie numele Domnului. Al doilea lucru care îl vedem în viața lor, bun, este că nu au minimalizat ce s-a întâmplat la Ierusalim. Nu au minimalizat. Să spună, a fost ceva, nu știm exact. Acum, o fi fost și ceva manipulare, că știi cum îi pocăiți, ei mai dau la sentiment așa. Mai vor să te atragă, să... Nu, ăștia n-au zis. Mă, mi s-a părut că zice de mine. Mi s-a părut că cineva m-a opărât și ăsta nu va de mine o predica. Nu, n-au minimalizat. Să spună, mă, a fost frumos pe la Marșul Învierii, pe la evangelizare. Mi-a plăcut, am simțit ceva, dar totuși... Nu, știi ce au zis ăștia? Tu, cum ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat? Uitați-vă ce fac oamenii aceștia buni. Nu minimalizează, ci arată exact ce s-a întâmplat la Ierusalim. De câte ori nu ți-a vorbit Dumnezeu în casa lui Dumnezeu? Și ai plecat acasă și ai zis, da, a fost bine, dar nu, mă duc pe drumul meu. A fost ok, dar nu. De câte ori n-ai încercat să explici lucrările lui Dumnezeu prin mintea ta rațională? Să spui, da, cine știe, cum eram trist, de-aia am plâns la pocăiți, că oricum aveam eu trist că pe punctul să mă dea afară, că pe punctul să primesc o analiză mai ciudată, că pe punctul să rămân falimentar și cred că de-aia am plâns. Nu, de câte ori nu te-a ridicat Dumnezeu și n-ai povestit, n-ai spus ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Ai zis, dar nu știu sigur dacă a fost cancer, ei s-au rugat pentru mine. Dar stai, dacă nu a fost cancer și nu m-au fost așa o stare ciudată, nu? Sunt care vin și spun, nu, a fost depresie, dar nu cred că de la când s-a rugat pentru mine. Psihologul meu m-a ajutat, nu te ajută, ăla vrea cât mai mult să te țină. Că vizita la psiholog, la psihiatru, aia costă. El vrea, nu are niciun interes să fii vindecat de boala ta, nu? Dar vreau să vă spun, oamenii aceștia, știți ce fac? Oamenii aceștia nu minimalizează ceea ce s-a întâmplat la Ierusalim. Nu minimaliza ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Când te-a vindecat Dumnezeu, nu a fost puțin lucru, ci a fost un lucru mare. Ori văzut doctorii din spital, ori văzut vecinii tăi, ori văzut casa ta care e nemântuită. Spune oamenilor ce s-a întâmplat în viața ta. Spune oamenilor ce s-a întâmplat când ai fost la Ierusalim. Spune ce ai trăit în casa lui Dumnezeu. M-a sunat o doamnă, mai acum vreo 2 ani de zile, din alt județ, avea o fată adolescentă și mi-a zis, zice, uite, fata mea e într-o situație ciudată de depresie
Și din discuții cu ea, zice, domnule, zice, și eu am fost pe la pocăiți, am fost la adunare mai multă vreme, dar zice, în ultima perioadă am rărit-o cu adunarea și cu Dumnezeu. Și zice, fata mea, ori chemat-o colegele de clasă pocăite, ori chemat-o la adunare. O mers acolo la adunare, fată care n-o călcat niciodată în biserică. O fată destul de rebelă. Zice, o intrat acolo și ceva, la finalul mesajului, când s-a făcut chemare, spunea femeia aceasta, ceva a împins-o pe fata mea în față. Și fata mea a ajuns în față și și-o preda viața Domnului. Și fata a venit acasă și a zis, mami, nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Zice, am fost la adunare și uite ce s-a întâmplat, ceva, o mână nevăzută, o forță ce n-o pot explica, m-a împins din spate. Și zice, am ajuns în fața acolo, în fața amvonului, în fața la pocăiți. Zice, plângeam și nu știam ce se întâmplă cu mine. Și zice, frate, domnule, zice, am greșit ce am făcut. În loc să o las pe fată să meargă înainte, pentru că Dumnezeu o cercetase, zice, din nebunia mea i-am spus, auzi, nu ți s-a întâmplat ție nimic, stai liniștită, că nu, aia a fost din mintea ta, te mai du tu la adunare. Pentru că, zice, eu eram în conflict cu Dumnezeu. Mi-am oprit fata să meargă la adunare. Am minimalizat ce-a făcut Dumnezeu pentru fata mea. Am redus puterea lui Dumnezeu și am încercat să o explic eu prin rațiunea mea ceea ce s-a întâmplat. Și zice, fata mea a ajuns în depresie și trăiește drame teribile de depresie. Și vreau să-ți spun, nici acum fata nu s-a mai întors la Dumnezeu. Pentru că cineva o minimalizat. O zis, a, nu a fost nimic, stai liniștit, că tu nu te poți lăsa de țigări, tu nu te poți lăsa de băutură, tu ești robit. Vine diavolul și îți spune, minimalizează ce ai simțit la casa lui Dumnezeu. Știi ce ar vrea? Întotdeauna să spunem trăirile care le-am avut la Ierusalim. Ăștia au început să spună ce s-a întâmplat. Oh, de câte ori n-au rămas, frații mei? De ce ajungem de multe ori în tristețe și în amărăciune? Știți de ce? Rămâne credința noastră în spate la Ierusalim. Și noi suntem la Emaus, la 60 de stadii, 11 kilometri, distanță. Credința lor era rămasă în Ierusalim. Vorbeau la timpul trecut. Câți dintre noi nu vorbim de Dumnezeu și de puterea lui Dumnezeu la timpul trecut? Câți nu zic, oh, la mine în sat, din zona mea, frate, la noi era fratele Ion. Ăsta erau, băi, când s-a ridicat, păi du-te, domne, la tine în sac, că nu te oprește nimeni. Dacă tu crezi că aici la, nu poți trăi pocăința și tu erai mare pocăit la tine în sac, păi du-te liniștit, nu te oprește nimeni. Dar nu cumva ai lăsat credința la Ierusalim și între tine și credință sunt 11 kilometri distanță? Nu cumva vorbești de un Dumnezeu al trecutului? Nu cumva ai uitat ce a făcut Dumnezeu pentru tine? De ce ești în perioada aceasta? De ce ești cu ochii împiedicați? Pentru că ți-ai lăsat credința la Ierusalim. Pentru că între tine și credința în Dumnezeu e o distanță mare. Știți că nu poți depista un om care n-are credință? Ăla îți poate cânta în biserică 30 de ani și să nu știi că n-are credință. Dar n-ai un aparat să... Știți, dar asta numai Dumnezeu o testează. Dumnezeu testează credința oamenilor. Noi nu putem testa. Noi trebuie să-i lăsăm. Dacă e liniștit, se conformează în cutumele noastre, el poate cânta. Dar poate cânta și să n-aibă legătură cu credința. Credința lui să fie undeva în trecut, să fie undeva în spate. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Că ăștia aveau ochii întunecați, legați să nu-l vadă. Dar mintea n-or avut-o legată. Mintea era liberă. Pentru că ei și-au adus aminte tot ce s-a întâmplat. Numai ochii erau legați, dar mintea era liberă, da? Ori aminti tot. Dar uitați-vă, tot ce amintesc ei, amintesc detalii fără valoare. De mari preoți, de cum au fost bătut, de femeile care urmează la... Și nu și-au adus aminte ce era cu adevărat important, da? Ce era cel mai important? Știi ce era? Că Domnul Iisus a treia zi va învia. Ei au avut mintea liberă și și-au adus aminte tot ce au zis preoții. Tot ce s-a întâmplat, câte palme au luat, câte bici au luat, ori știu tot. Pentru că mintea era liberă. Dar uitați-vă când a fost vorba de credință. Mintea lor nu a acționat. Suntem de multe ori supuși cu mintea noastră. Știi ce facem? Ne aducem aminte toate detaliile. Te uiți la câte unul și spui, vezi? Bunică, s-o acu 30 de ani, știi ce-o făcut cu bunicul meu? Astea sunt detalii neimportante, domn.
De acum 30 de ani nu sunt importante detaliile acestea. Știi ce e important? Promisiunea lui Dumnezeu. Ce promite Dumnezeu, aia e important pentru viața noastră. Slăvit să fie numele Domnului. Când credința rămâne în urmă, ai așteptări greșite. Credința lor era în urmă și ei aveau așteptări greșite. O zis, noi credeam, exact ca Naaman Sirianu. Naaman Sirianu, o zis, eu credeam că va veni la mine. Și uite, dacă Dumnezeu nu acționa cum a vrut Naaman, dacă Dumnezeu nu acționa cum au vrut cei doi pe drumul Emausului, știi ce au făcut? Totul s-a prăbușit. Dacă Dumnezeu nu a intervenit și mintea li s-a tulburat, ochii li s-au legat, și ai, știi ce se întâmplă? Ai concepții greșite despre Dumnezeu. Când ai așteptări greșite, când credința rămâne în urmă, ai așteptările greșite și îl lași pe Dumnezeu în urmă, adică îl înțelegi greșit pe Dumnezeu. Știi ce spune, ce-au văzut ei în Domnul Iisus? Versetul 18 spune așa: drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, și auziți ce zice acum, tu ești singurul care? Străin. Păi mai străini erau ei. Deși ei l-au văzut pe el străin, dar ei erau pierduți din calea afară. Dar ei au zis, tu ești singurul străin. Vedeți așteptările greșite. Ne face să-l vedem, așteptările greșite ne fac să-l vedem greșit pe Dumnezeu. Să-l vedem pe Domnul un străin. Să-l vedem, versetul 36 și versetul 37, nu s-a citit, zice, pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Vedeți cum li s-a încetoșat ochii. Vedeți cum li s-a deformat imaginea despre Domnul Iisus. Ba odată văd un străin, ba odată văd un duh, ba odată văd un grădinar. Maria Magdalena, zice, l-a confundat, o crezut că e grădinarul. Ba altă dată, știi ce spune Matei 14:26, când Domnul Iisus a venit umblând pe mare, zice, s-a uitat și s-a speriat, o crezut că e o nălucă. Așa e, când îți lași credința la Ierusalim, când e diferență, distanță între tine și credința în Dumnezeu, vezi toate lucrurile greșit, îl vezi pe Domnul un străin și zici, nu mai simt nimic pentru el. Păi pentru străin nu simți nimic, e normal că nu simți, pentru grădinar nu simți nimic, pentru o nălucă nu simți nimic, dar știți pentru cine simți? Pentru cel în care îți pui încrederea. Mărit să fie numele Domnului. Iov, știi ce face? În capitolul 17, versetul 15 și 16, în toată suferința lui, el nu renunță la credință. El spune, și dacă cobor în groapă, zice, nădejdea mea coboară împreună cu mine în locuința morților. Zice, eu nu cedez. Nu cedez că mi-am îngropat 10 copii. Nu cedez că mi-am pierdut toată averea. Nu cedez că am pus lacătul pe firmă și nu mă mai caută nimeni. Nu cedez la reanimare, nici la județean, la ATI. Nu cedez. Nu cedez când îmi vin analizele. Și dacă mor, eu mor, nu moare credința în mine, ci eu mor în credință. Asta face omul lui Dumnezeu. Moare în credință, coboară credința cu el în groapă. Eu face lucrul acesta și ne lasă pe paginile Sfintei Scripturi lucrul acesta. Dacă vrei să ieși din groapă, știți care e soluția? Întoarcerea la cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă, ei nu folosesc niciun pasaj din Vechiul Testament. Nu folosesc niciun pasaj din Tora. Nimic. Numai tot ce s-a întâmplat la Ierusalim. Dar niciun cuvânt. Domnul când se apropie de ei, știi ce face? Îi aduce la cuvânt. Îi aduce la cuvânt. Și începe să le explice Scripturile. Nu le spune, bine mă băieți, dar nu v-ați dat seama că eu v-am spus când mă băteau în cui. Nimic de lucrul acesta, ci tot ce face Domnul îi aduce la cuvânt. Te miri că ești în groapă? Te miri că în perioada aceasta nu mai vezi lumina? Te miri că ești într-o perioadă în care ți se pare că totul e beznă? Uită-te ce relație ai cu cuvântul lui Dumnezeu. Uită-te când te-ai uitat în cuvântul lui Dumnezeu. Când te-ai apropiat de cuvântul lui Dumnezeu. Hristos, ca să ne scoată din starea noastră, ne aduce la cuvântul lui Dumnezeu. Și să știți, frații mei, de multe ori în viața noastră ni se pare că totul e la voia întâmplării. De multe ori ni se pare că lucrurile iau razna. La Dumnezeu nu iau lucrurile razna. Nu, ci întotdeauna la Dumnezeu, când te întorci la cuvântul lui Dumnezeu, ai puterea să învingi teama.
ți se deschid ochii, da? Și ai putere, ai resurse să te întorci înapoi încă 11 km. Păi, frații mei, când mergi 11 km, da? Nu-ți mai vine să te întorci înapoi. Dar zice că ăștia în aceeași seară s-au și întors înapoi. Pentru că Domnul i-a deschis ochii, Domnul a lucrat în viața lor și le-a dat resursele necesare. Când ai resursele necesare, tu vezi lucrurile așa cum vrea Dumnezeu să le vezi. Dumnezeu ți le arată așa cum trebuie văzute. Știi ce spune cuvântul Domnului? Ioan 21 cu versetul 7. Spune cuvântul Domnului la arătarea de la Marea Tiberiadei. Când Domnul stătea pe țărm, știi ce a zis Ioan? Nu a zis să-i nălucă. Nu a zis să-i ceva desperiat. Știi ce a strigat? Este Domnul. Când se deschid ochii, tu spui, este Domnul aici. Tu când simți că Dumnezeu deschide Scriptura pentru tine, vă spun, frații mei, de multe ori, pe bancă, ca și dumneatale, și mie mi-a vorbit Dumnezeu. Stăteam și vedeam cum Dumnezeu pregătea mesajul prin cine predica, exact pentru sufletul meu. Și știi ce-mi venea să strig? Ce-a strigat Ioan? Este Domnul. Domnul vorbește la cauza mea. Domnul vorbește la problema mea. De câte ori n-ai stat în casa lui Dumnezeu și puteai să urli în gura mare, să zici, da, e Domnul aici. De ce? Când vorbește exact la starea mea. Mă ridică din praful meu, mă schimbă, mă transformă. Pentru că Domnul îți cunoaște cauza. Domnul îți cunoaște problema ta. Știți ce a zis Maria Magdalena în dimineața învierii la mormânt, după ce i s-au deschis și ei ochii? După ce s-au unit din nou cu credința, nu mai lăsa credința departe, ci credința a intrat în inima ei. Când Domnul strigă, Marie, de ce plângi? Și să știți, frații mei, nu-i bai că plângi, îi bai dacă nu-ți păstrezi direcția. Maria o plâns, dar și-o păstra direcția. Știți care a fost direcția ei? Domnul Iisus. În lacrimi noi trebuie să ne păstrăm direcția. În suferință, în necaz, noi trebuie să ne păstrăm direcția. Și o strigă Domnul, o vede plângând și spune, Marie, în momentul acela o trece un fior din cap până în talpă, până în pământ. Și știi ce strigă Maria Magdalena? Rabuni, rabuni, era vocea care o auzise mai de mult. Acum 3 zile o auzi vocea aceea. Până acum 3 zile totul era în regulă și aude din nou vocea aceea. Știi ce ar vrea în seara asta? Să auzi vocea care ți-o dat liniște de atâtea ori. Să auzi vocea care te-o ridicat din necaz. Vocea care o porunci pâinilor să se înmulțească în casa ta. Vocea care o porunci bolii să plece din trupul tău. Aș vrea să-ți aduci aminte unde ai lăsat credința în trecut. Unde ai părăsit credința? Unde s-a produs ruptura între tine și relația cu Dumnezeu? Unde s-a produs ruptura? Pentru că uitați-vă, Maria Magdalena este cea care vede că Domnul îi lua de acolo, dar nu merge să se închidă în casă și să zică, nu mai vreau să ies, am mers și la mormânt, nu l-am mai găsit în mormânt. Știți ce face? Femeia aceasta e persoana care, deși plângea, deși trecea prin stări de tristețe, știți ce face? Acționează. Și dacă nu mai înțelege ce se întâmplă, dar zice, eu vreau să mă duc spre Domnul și mort, dar eu vreau să-L văd. Și uitați-vă, când are discuția cu grădinarul, știți ce spune Maria Magdalena? Zice către el așa, Domnule, dacă l-ai, știi ce înseamnă? Cine are curajul să spună, Domne, dacă mi-ai furat portofelul, dă-mi înapoi. Asta o spus ea. Dacă mi l-ai luat, l-am lăsat pe scaun lângă tine, asta o spus ea. Ea nu-i spune, nu l-ai văzut cumva, nu ai văzut cine a umblat pe aici, că așa spunem noi. N-ai văzut, n-a trecut cineva, asta nu îl perie. Și spune direct în față, dacă l-ai luat, auziți ce cuvinte grele, și se vorbea de dimineață de dragostea pentru Dumnezeu. Ce cuvinte grele folosește Maria când avea dragoste pentru Domnul. Zice, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus, că mă duc să... Nu, ai face așa ceva. Ai face, frate, soră. Eu am pățit așa la un mormântare a Cilipii de Timișoara, într-o localitate, când ori luat sicriul de pe rudele alea de lemn, băieții de la coborâre, fiind beți, ori dat drumul la funii dintr-o dată și ori dat cu sicriul de groapă și a ieșit persoana din sicriu, a fost un haos acolo. Eu am stat, am zis, nici dacă nu-l mai îngroapă în veci nu mă bagă. Nimeni nu a avut curajul să intre acolo. Nimeni!
toți ne uitam ce face. Mortul Irea a ieșit din sicriu, toată lumea până la urmă a coborât un cumnat de acelui decedat, l-a aranjat, l-a pus înapoi în sicriu. A fost o situație ciudată și grea acolo. Dar uitați-vă ce spune Maria. Zice, nu vii să mă ajuți, ci pentru că îl iubesc mă duc și îl iau. Știți că un mort, celui care a plecat, îi crește greutatea? Nu-i la fel de ușor sau de greu când, după ce a murit, ci îi crește greutatea. Ea nu și-a pus problema dacă îl poate căra, nu știu cum s-o fi gândit că-l aduce, n-a cerut ajutor, dar au zis, nu mă arată unde îi și mă duc să-l iau. Uitați-vă dragostea pentru Dumnezeu ce face. Te face să nu te gândești la puterea ta, ci te face să te gândești cum să ajungi în prezența Domnului. Asta înseamnă dragoste pentru Dumnezeu. Dă-ne, Doamne, dragostea aceasta, ca nimeni și nimic să nu ne poată despărți de tine. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și ultimul lucru cu care vreau să mă apropii de încheiere. Știți ce au mai avut bun oamenii aceștia în viața lor? Au crezut cu toată inima că Domnul le vorbește. Au crezut că Domnul le vorbește. Spune cuvântul Domnului de la versetul 31 la versetul 33, spune cuvântul Domnului așa. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor și au zis unul către altul. Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11. De ce au făcut toate lucrurile acestea? Știți de ce? Că ori știu că Domnul le-a vorbit. Știți ce ar vrea în seara asta să înțelegi? Că nu predicatorul îți vorbește, ci Dumnezeu îți vorbește. Domnul are ceva cu tine, nu predicatorul, nu păstorul, nu slujitorul, ci Dumnezeu are ceva cu tine. Ei n-au zis, da, dar puteau să aibă tendința să spună, da, mi s-a părut că ceva se potrivește. Totuși nu mai facem drumul acesta, nu? Ci oamenii aceștia au pus la inimă cuvântul acesta. Pentru că să știți, când îți vorbește Dumnezeu, știi ce se întâmplă? Arde inima în tine. Când vorbește Dumnezeu, arde inima în tine. Simți că lucrurile sunt pentru tine. Simți că singurul lucru care este important în momentele când îți vorbește Dumnezeu, singurul lucru important e voia lui Dumnezeu. Ei asta ori înțeles. Trebuie să ne întoarcem că asta e voia lui Dumnezeu. Când îți vorbește Dumnezeu, lucrurile intră direct în inima ta. Se întâmplă o transformare, se întâmplă lucrurile de care ai nevoie exact în viața ta. Ăștia nici nu s-au dat seama că aveau nevoie inima lor să fie încălzită. De ce pleci de la casa lui Dumnezeu și spui, o fost atâta de bine? De ce? Că ți s-a încălzit inima, așa e? Nu e așa? Așa e. Pentru că ți s-a încălzit inima. Când îți vorbește Dumnezeu, inima omului se încălzește. Și uitați ce face. Domnul face trei lucruri mai grele și o trebuie și ei să facă trei lucruri mai ușoare. Știți ce face Domnul? Le deschide ochii. Domnul le deschide ochii. Versetul 31 zice, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Când îți vorbește Dumnezeu, ți se deschid ochii. Famenul când i-a vorbit Filip a zis, uite apă! De ce? Că i s-au deschis ochii. Filip nu a văzut apa, dar a văzut-o famenul. Că așa-i când vorbește Dumnezeu, ți se deschid ochii. Și spui omule, bă, cum am putut să fiu așa cu ochii închiși? De ce? Până a fost momentul în care ți-a vorbit Dumnezeu. Până atunci ai fugit de Dumnezeu. Dacă intri în contact cu cuvântul, cu mesajul din partea lui Dumnezeu, simți că ți se deschid ochii. Știi ce mai face Domnul? Frânge pâinea. Versetul 30 spune că l-au cunoscut la frângerea pâinii. Știi ce se întâmplă când vorbește Dumnezeu? Se frânge pâinea. Primește în inima ta ceva ce satură. Pâinea înseamnă întotdeauna ceva ce satură. Știi că vei pleca sătul. De ce în lumea aceasta cauți să te saturi în fel și fel de locuri și nu te saturi? Și spui, îți mai trist, îți mai apăsat. Și vii la casa lui Dumnezeu, te uiți la unii și la alții și zici, cum pot fi ăștia așa fericiți? Cum pot fi ăștia așa liniștiți? Deși au probleme, au necazuri. Știi de ce suntem liniștiți? Că El și astăzi frânge pâinea. El la fiecare slujbă când ne întâlnim în casa lui Dumnezeu, El are mâinile pregătite să frângă pâinea. Și în seara asta să împartă Domnul câte o bucățică pentru fiecare. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și știi ce mai face Domnul? Face să le ardă inima. Le deschide ochii, le frânge pâinea și le face să le ardă inima. Știi ce arată lucrul acesta? Că Dumnezeu dă bucurii cum nu se găsesc în alte părți.
Versetul 11, cred că ultimul verset din Psalmul 16, care s-a citit în seara aceasta la început, știți ce spune? Cuvântul lui Dumnezeu dă bucurie. Zice, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice. Când Domnul a făcut aceste trei lucruri și ei trebuiau să facă ceva, să se scoale, zice, s-au sculat. Adică a fost nevoie de o hotărâre în viața lor. S-au sculat să se întoarcă la Ierusalim. Zice, s-au și întors, că mulți au hotărârile, dar nu mai ajung să se întoarcă. Zice că ei s-au întors exact 180 de grade. Erau la Emaus și s-au întors înapoi la Ierusalim. S-au întors la 180 de grade. Știți ce ar vrea? Hotărârea noastră să producă întoarcere la Dumnezeu. Și știți când se vede că te-ai întors cu toată inima și hotărârea ți-ai dus-o la bun sfârșit? Știți când? Când intri 9 iunie în apa botezului. Atunci se vede că ți-ai dus hotărârea până la capăt. Până atunci a fost numai ceva frumos. Când ți-ai dus hotărârea la capăt, vei intra în haine albe înaintea Domnului și vei încheia legământ cu Domnul. Și știți ce au mai făcut oamenii aceștia? Au fost oamenii care au istorisit. Au istorisit înaintea Domnului, înaintea ucenicilor, ceea ce a făcut Domnul pentru ei. Ar vrea în seara aceasta să-ți spun un lucru. Chiar dacă sunt piedici în viața ta, chiar dacă sunt lucruri care te apasă, nu renunța, dă toate piedicile la o parte, pentru că Dumnezeu are un plan cu tine. Pentru Luca se părea pe drumul acesta că totul e pierdut, dar nu era pierdut. Domnul a spus, mai am de lucru cu tine, Luca. Tu trebuie să scrii în canon două cărți, tu trebuie să scrii Evanghelia și trebuie să scrii Faptele Apostolilor. Tu nu ești așa de prăbușit să nu mă pot folosi de tine. Tu nu ești atâta de praf și atâta de păcătos să nu te pot reabilita. L-a reabilitat Domnul. L-a folosit Domnul, l-a folosit. Indiferent prin ce stare ești, îți spun din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu iubește ființa ta, Dumnezeu are putere să te reabiliteze, Dumnezeu are putere să te folosească. Și când ești folosit și reabilitat de Dumnezeu, cu adevărat poți să strigi în gura mare, Hristos a înviat, amin.